Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage. Se spune că nunta este unul dintre cele mai importante evenimente din viața unui om. Pentru ca totul să fie perfect în ziua în care un cuplu își unește destinele, cei care se ocupă de organizarea întregului eveniment spun că este nevoie și de un buget pe măsură. În Giurgiu există 6 firme autorizate care pun la dispoziție decorațiuni și obiecte de înfrumusețare a cadrului în care se desfășoară fericitul moment. Chiar dacă unii afaceriști o duc mai greu în contextul economic actual, cei care dețin o astfel de firmă spun că pe ei criza nu i-a afectat aproape deloc. Asta pentru că Giurgiu Veni continuă să se căsătorească, să-și boteze copiii, iar cei mai cu dare de mână să-și aniverseze ziua de naștere într-un local. Giurgiuvenii se căsătoresc, își mai botează copiii, deci merge. Merge afacerea. Merge afacerea. Nu merge atât de bine ca în anul 2008, atunci când am început. Sunt doar 10 contracte încheiate, dar sperăm ca până la sfârșitul anului să avem în jur de 60. Pentru un pachet complet, mirii care vor să fie în trend cu tot ceea ce ține de organizarea nunții pot scoate din buzunar chiar și 2000 de lei. Asta înseamnă că vor avea la intrarea în biserică un covor roșu, arcadă cu flori și stâlpi îmbrăcați în voal. Odată ajunși la restaurant, îi așteaptă un cadru și mai deosebit, cu decorațiuni diverse și aranjamente cu flori și fructe. Cea mai importantă din peisajul festiv este masa la care stau mirii și nașii. Cei care se ocupă de organizarea unor astfel de evenimente spun că giurgiuvenii caută ce este mai ieftin și pachetele de servicii care conțin doar strictul necesar. Din cauza micșorării salariilor, giurgiuvenii caută pachetele cele mai ieftine. Care conțin de regulă ce anume? Strictul necesar? Conțin strictul necesar, da. Husele de scaune, fețele de mese, decorul mesei mirilor, o arcadă la intare. Dacă vorbim de ceva mai calitativ, ce presupune? Presupune aranjamente florale pe vaze din sticlă sau pe suporți din fier forjat, o fântână de ciocolată. Tot firmele care prestează astfel de servicii pun la dispoziția clientului și programe artistice, dansuri orientale sau populare, machiaj profesional, DJ, sonorizări și chiar ursitor pentru copiii proaspăt botezați. Anul trecut, la Giurgiu au fost oficiate 372 de căsătorii, iar de la începutul anului, alte 21 de cupluri au spus da în fața ofițerului de stare civilă.